La primele ore ale dimineții, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în aplicare 10 mandate de perchiziție domiciliară pe raza a 3 județe, în vederea administrării de probatoriu într-un dosar penal referitor la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Dintre activitățile de percheziție, 6 au fost pe raza județului Argeș și 2 pe raza județului Ilfov și 2 în municipiul București. Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie 2020-decembrie 2020, o societate comercială cu sediul în județul Argeș ar fi achiziționat un total de 173 de autoturisme second-hand din țări din spațiul comunitar, precum Germania, Olanda, Austria, Cehia, Polonia, Slovacia, Belgia și Danemarca, înregistrând doar parțial aceste operațiuni comerciale. Din totalul autoturismelor achiziționate, reprezentanții societății ar fi omis înregistrarea în evidența contabilă și declararea livrării a 57 de autoturisme, în valoare totală de 5.288.696 de lei, iar pentru celelalte ar fi aplicat în mod eronat TVA la marja de profit, rezultând un prejudiciu ce a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit, dobânzi și penalități. 7 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, urmând a se decide dacă este nevoie de o măsură preventivă împotriva acestora.